Dacă știți, dragi telespectatori, județul Bacău este pe harta țării, putem spune, de-a lungul istoriei, cu mult petrol, cu oameni care s-au ocupat de extragerea acestei bogății, care astăzi nu mai știm cât mai este, cât se mai poate scoate, dar oamenii și tradițiile și amintirile au rămas. Și dacă am vorbit, hai să ne apropiem un pic mai aproape de zona unde m-am născut eu. Știți foarte bine că undeva la frumoasa Balcani am făcut școala și astăzi am venit aici aproape de Moinești, pentru că înainte era raionul Moinești, așa se chema, și mai exact în comuna Măgirești, localitatea Prăjești. Aici, așa cum ați aflat probabil din mass media, de curând s-a inaugurat Muzeul Răzeșilor Găzari. Este un muzeu care s-a realizat cu mari eforturi, cu voința unor oameni care și-au dorit din toată inima ca amintirea strămoșilor noștri și mai recent în perioada modernă acestei meserii să rămână gravată aici pentru dumneavoastră, pentru cei care eu sper să vă fac curioși să veniți să vedeți. Pentru că acest moment nu poate fi prezentat doar de un moderator de televiziune, trebuie să ne adresăm în primul rând celui care a fost sufletul acestei inițiative. E vorba de domnul profesor universitar dr. Constantin Parascan. Domnule Parascan, în primul rând vă mulțumim pentru faptul că ne-ați invitat aici. Vă spun foarte sincer, ne simțim foarte bine, nu numai pentru faptul că suntem musafiri, dar iată, ne-a stârnit amintiri din copilăria noastră, ne-a stârnit lucruri importante și ne-am adus aminte de casele strămoșești ale bunicilor noștri, ale rudelor noastre și, până la urmă, la țară, veșnicia în continuare rezistă prin ceea ce ați făcut aici. Bine v-am găsit, în primul rând. Bine ați venit din toată inima și bine au venit pe ecrane sau în fața televizoarelor și cei care ne urmăresc acum. Sunt bucuros, într-adevăr, că vă interesează pe dumneavoastră. Este un semn că mulți dintre telespectatori vor fi interesați și vor veni aici. Am avut norocul să lucrez peste 40 de ani la muzee, la muzeele literare din Iași. De asemenea, am cunoscut și cred că am vizitat aproape toate muzeele din România, am vizitat multe muzee din lume, dar încă de când eram student și terminând facultatea și primind postul de muzeograf la Bojdeuca din Țicău, din Iași, am dorit, am tânjit, am visat ca peste un număr de ani, cândva, când vor fi condițiile potrivite, să adunăm obiectele de valoare care vorbesc despre cultura populară în special, despre cultura de toate felurile, și ecleziastică și artistică, de pe zona Tazlăului Sărat, unde m-am născut eu și în satul de unde sunt eu, în Prăjești, unde ne aflăm acum și unde se găsește Muzeul Răzeșilor Găzari din octombrie 2015. Am visat acest lucru. M-am născut într-o familie, bunicul meu era mare meșter în lemn și în fier și construia case, construia clădiri de jos și până sus. Casa bătrânească este construită de el, de marele meu bunic Alexandru Parascan în 1880 și care va face cândva parte din acest complex pe care l-am imaginat aici. Și repet, am visat, am păstrat documente în original, am actul lui de naștere, adică primul buletin de populație din 1933, am mărturii care sunt extraordinare, care sunt prezentate în muzeu și repet, ideea s-a născut cu timpul, am făcut o fundație a urmașii Răzeșilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat, am constituit o fundație, din ea fac parte tineri și mai puțin tineri, profesori, învățători, preoți, oameni care sunt iubitori de frumos și, în primul rând, elementul central a fost primirea funcției de viceprimar întâi și apoi de primar a
domnului inginer Câdă Ionică, un om minunat, un om binecuvânt, providențial pentru comuna noastră, pentru cultura românească în general, pentru că ceea ce prezentăm noi în Muzeul Răzeșilor Găzari este un eșantion din marea cultură românească. Este cine vrea să cunoască o parte, adică din cultura română, o cunoaște prin segmente. Și aceste segmente, repet, de acum 9.000 de ani, 10.000 de ani, sunt mărturii de cultură, de existență, de viață în zona noastră. De ce? Am discutat cu directorul, cu mari arheologi care au cercetat și care au investigat în situl de la Ghindaru, din comuna Podor, de pe Valea Tazăului Sărat, care face parte din contextul nostru, din complexul nostru muzeal. Deci există mărturii de viață și de ce? Pentru că aici a existat, în primul rând, câteva elemente fundamentale de care aveau oamenii nevoie ca să poată trăi. Erau pădurile, erau apele, erau ape sărate, erau fântânele cu sare, iar sarea a constituit mai apoi un element de schimb și de în economie. Așa, exista vânat, exista păcura. Păcura era elementul esențial, iar din vremea medievală, deci mărturiile sunt din cele mai vechi timpuri, de acum 9.000 de ani și descoperite și în zona, din vremea dacilor, avem râșniță dacică descoperită în satul din care ne găsim noi în Prăjești, originală, avem tezaur, o parte din tezaurul roman descoperit aici, deci iată mărturii, apoi din evul mediu românesc, din perioada domnitorilor Alexandru cel Bun, primele atestări documentare de pe Valea noastră sunt din 1399. Sunt mărturii extraordinare, sunt localități vechi, sunt biserici vechi din secolul XVI care sunt prezentate aici. De asemenea, iată, mărturiile de viață vin în continuare și în vremea oamenii aceștia la început erau, sigur, numărul locuitorilor era mai mic, numărul caselor de asemenea. Eu am scos și o carte cu nume de persoane de pe Valea Tazăului Sărat în cele mai vechi timpuri și până azi și din 1774, de la primul recensământ care s-a făcut în Moldova, avem mărturii cu numele tuturor celor care au trăit de la începutul și până azi, iar familia Parascan, spre marea mea bucurie, alături de Belciu și încă vreo câteva familii, sunt încă de la prima atestare documentară. Deci spuneam, localități cu atestări vechi, Răzeși împământeniți de domnitori încă din vremea lui Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, Răzeși care se ocupau vara de răzășiile lor, cultivau pământul, iar iarna luau păcură, gaz, lemn și îl duceau, sare și duceau și vindeau din Cadrilater până dincolo în Basarabia și până în Transilvania și în Banat, în tot teritoriul românesc. Deci un spațiu binecuvântat care merita o echipă de oameni, echipa primăriei Comunei Măgirești, condusă de inginerul Câdă Ionică și de inginerul Ciobanu Costel, sunt o echipă minunată care au lucrat ei și cu palmele și cu tot, au construit clădirea, iar nouă specialiștilor pe urmă ne-a revenit bucuria, că nu este sarcină, nu este obligație, bucuria să etalăm împreună, repet, cu Muzeul Județean din Piatra Neamț, cu arheologi renumiți ca Gheorghe, doctor în arheologie Gheorghe Dumitroaie și Constantin Preoteasa, cu care am realizat și cu echipa lor, am realizat panotarea și expunerea științifică, iar fiul meu, Matei Ioan Parascan, a făcut să fie cunoscută, a fost posibilă să fie cunoscută istoria noastră prin traducerea textelor în limba engleză și astfel suntem un muzeu de talie europeană, domnul Ungureanu. Sunt convins că oamenii, după ce vor vedea acest material pe care noi îl prezentăm, pentru că în timp ce dumneavoastră ne povestiți o să punem imagini din cadrul acestui muzeu, imagini reprezentative foarte importante și chiar mă bucuram că unul din cameramanii mei stătea foarte atent, vroia să prindă orice detaliu. Asta înseamnă că, să spunem, curiozitatea celor care vor vedea imagini de aici, de la Muzeul Răzeșilor Găzari, vor provoca, foarte mulți oameni, sunt convins că vor veni aici să vadă acest muzeu. Care este argumentul forte, cel mai important element din cadrul acestui muzeu?
Întâi, înainte de a vă răspunde întrebării dumneavoastră, trebuie neapărat să relev calitățile excepționale ale echipei de arhitecți care au realizat, de fapt, aici sunt topite sufletul și gândurile și visele răzeșilor găzari. În clădirea aceasta pe care o vedeți cu grinzele acestea care trimit înapoi în sutele de ani și amintesc de casele de lemn din zona noastră, Călin Cordoban îi spune arhitectului de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, de la Facultatea de Arhitectură și conduș de Irina Bluc, care este om al locului, inginer de aici, din zona noastră. Deci au imaginat o clădire. Punctul forte este acela că în acest muzeu oamenii vor găsi o sinteză, cum spuneam și mai înainte, a istoriei poporului român. O istorie a poporului român prin acest eșantion al istoriei răzeșilor găzari de pe Valea Taslăului Sărat. Nu e puțin lucru într-o zonă ca a noastră să ai mărturii de acum 9.000 de ani, să treci prin toate perioadele evului mediu, să ajungi în perioada în care noi prezentăm bucătăria răzeșilor găzari cu costume populare de o frumusețe extraordinară pe care unele dintre ele le-am avut și noi, le-am purtat și noi și sunt prezente aici. Eu însumi, așa cum au înțeles telespectatorii urmărind acest interviu al nostru, au înțeles că eu am păstrat încă de când eram copil mărturii de la bunicul, de la și documente și mărturii originare. Comunele Poduri și Măgirești sunt esențiale în ceea ce au păstrat. Din Cernu este familia Bibiri care a păstrat piese originale, spre exemplu avem, le-am numit pe cele cu râșnița dacică și tezaurul roman și celelalte, dar avem mărturii din perioada noastră, din timpul primelor războaie, din primul război mondial, al doilea război mondial, avem un chivot pentru împărtășanie, o minunăție cu care preoții împărtășeau pe front soldații care își dădeau răsuflarea pentru sufletul românesc, pentru veșnicia lui în această lume. Avem muzeul, excelează ca punct, ca să vă răspund concret la întrebarea dumneavoastră, este un muzeu nu de reproduceri, nu de texte, este un muzeu de originale. Originale începând, repet, de acum 9.000 de ani și până în zilele noastre. Am cărțulia, spre exemplu, de răzeș găzar a tatălui meu, Constachi Alexandru Parascan, și este singura mărturie, de fapt, și avem traseele răzeșilor găzari, obiectele răzeșilor găzari. Avem, de asemenea, o căruță originală pe care urmașul, și de fapt și el a fost răzeș găzar, dar este urmaș de răzeș găzar, e vorba de Costel Jigău din Măgirești, care a venit și a donat căruța aceasta cu care a umblat cu gaz când era copil și este aici, telespectatorii o văd în imagini, cei care vor veni și îi așteptăm cu drag, o vor putea vedea în original. Și este impresionant, tulburător să vezi cum răzeșul găzar avea cu el o iconiță, avea acolo o cheie care să-i poarte noroc, avea ustensile de bărberit, avea toate, cum să spun eu, elementele necesare. El umblau pe drum, oamenii noștri plecau pe drum, iar eu, copil fiind, am mai prins încă momente în care rudele mele mergeau pe drum și împărtășeau din cultura noastră celor pe care îi vizitau și cu care făceau schimburi de materiale, de bunuri și la rândul lor aduceau din zonele acelea și costume. De aceea zona noastră este compozită, să spunem așa, zonă de cultură, de interferențe, în care se găsesc și elemente din întreg spațiul românesc. Este foarte interesantă pentru toată lumea. Da, ați reușit prin toate aceste elemente să aduceți imaginea satului românesc, a satului de aici, din Prăjești, în actualitate, putem spune așa, pentru că, încă o dată spun, am rămas impresionat și le recomand telespectatorilor noștri, când vor veni în zona Moineștiului, să caute acest muzeu la Prăjești, comuna Măgirești, pentru că este foarte important să ne readucem în prim plan copilăria, dar mai mult decât atât, istoria noastră românească, pentru că este extraordinară. Așa ai, când vii prima dată aici, într-adevăr, și dumneavoastră sunteți o gazdă deosebită, parcă, cum să spun eu,
îți vin amintirile așa una peste alta. Ceea ce trebuie să le precizăm telespectatorilor noștri este că noi ne aflăm în curtea exterioară în acest moment pentru interviu, iar în spate, în spatele nostru sunt obiecte de exterior pe care răzeșii și găzarile aveau în grajdurile lor, pe marginea lor, cu care mergeau la cu căruțele, sanciul, bancul de lemnărie, roți, elemente de fierărie, să vede acolo foiul, să văd sania de bucătărie, da, ceea ce sania din lemn, da, cu care întâmplător e acolo e și plugul, bunicul, plugul care plugul, e plugul, da, plug de lemn aici, numai cu doar lama este de metal, în rest și cotiguțele sunt toate de lemn, deci sunt foarte vechi și mărturisesc. Vedeți cum putem noi descoperi? Descoperim din cărți, sufletul de demult. Sufletul nostru de întâi, cum am scris eu și am publicat romanul meu, primul meu roman în 1984. Câte cărți ați publicat până acum? Am publicat, cred că, peste 20 de cărți până în acest moment, de toate felurile, așa, și romane, și despre Ion Creangă am cel puțin 10 cărți până acum. Am destule cărți și am o carte și, desigur, în afară de albumul Mărturii de Cultură Populară de pe Valea Taslăului Sărat, un album de 500 de pagini, trebuie neapărat să spunem că secția de proiecte de la Consiliul Județean ne-a ajutat și în apariția albumului și este foarte important să spunem, și atunci, văzându-ne atât de serioși, chiar președintele Dragoș Benea, văzând că am scos cu adevărat din banii pe care ne-i-a dat, i-am folosit exact pentru ce ne-au fost dați și am scos un album de 500 de pagini cu mărturii extraordinare, anul trecut ne-au ajutat cu un proiect în care am putut să cumpărăm vitrine, să cumpărăm costume, să construim, sistemul acesta, să putem să ne adaptăm panourile, să plătim ceea ce trebuia de plătit, în schimb, donatorii și probabil că telespectatorii vor vedea și tabloul cu donatorii. Am avut foarte mulți oameni de bine care au donat obiectele acestea și chiar și clădirile acestea, vedeți, vorbeam despre arhitecți, mă întorc numai pentru două secunde. Și spațiul acesta în care ne găsim noi este desenat, este construit după desenele care trimit la sufletul din tâi al răzeșilor găzari de pe Valea Taslăului Sărat, care, așa cum spuneam, este sufletul românesc. Cine vrea să cunoască ceva din sufletul nostru, vine și aici și vede, și repet, în saniile acestea, într-un leagăn care este acolo, în atâtea obiecte, în spată, în pieptene cu care lucrau gospodinele, în toate, în războiul de țesut, rămâne ceva din palpitul vieții acestora, din sufletul lor și iată, îi cunoaștem mai bine, ne întoarcem la ei și ne bucurăm că ne tragem dintr-un neam vrednic, dintr-un neam serios, care a statornicit aici îndreptări sănătoase pe care oamenii de azi, tinerii de azi, le pot lua ca model. Și vreau să vă spun că cei care pleacă în străinătate și sunt mulți români, care din păcate își găsesc acolo, când se întorc, sunt mândri, fac fotografii și le trimit cu bucurie, iată, și trebuie neapărat să vă spun că vizitând muzeul, mergând la fiul meu în Anglia și vizitând British Museum, marele, celebrul muzeu în toată lumea, și când am văzut acolo un vas, un singur vas, iar noi aici avem cu zecile, cu sutele, așa, vas de cucuteni, de ceramică de cucuteni, de la poduri România, deci din zona noastră. Am fost mândru cu fiul meu, extaziat acolo, mărturie din România în muzeul British Museum. Noi avem, deci pot veni și englezii să vadă cu adevărat aici ceramică de cucuteni din bogăție și să vadă mărturii de viață dinaintea Greciei antice, dinaintea Mesopotamiei, dinaintea marilor centre culturale ale lumii, găsesc și în zona Carpaților românești. Ați avut oaspeți de seamă aici, mai ales la inaugurare. Ce personalități au trecut pragul acestui muzeu până acum? Întâi ne-a onorat, este marele nostru, minunatul, excepționalul actor Florin Piersi, cu care eu am avut mai multe colaborări la televiziune. Care s-a îndrăgostit de această zonă. S-a îndrăgostit de această zonă și va veni mereu și este prezent aici. Deci a fost, de asemenea, au fost multe, mi-a promis de asemenea și actorul Vasile Muraru, cu care de asemenea suntem prieteni, ne comunicăm la
toate sărbătorile și peste tot. Deci va veni în toamnă, sper să revină Florin Piersic anul acesta, dintre marele personalități, așa, noi sperăm. Iar muzeul, în cadrul acțiunilor, urmează acreditarea, înregistrarea tuturor științifică și cu experți, cu tratamente asupra obiectelor, cu fișele, și va fi deschis pe urmă permanent. Și desigur că el va sper să intre în circuit alături de muzeul Ienescu de la Tescani, de muzeul Ghica de la Comănești, de muzeul care este în pregătire de la Moinești. Și desigur că zona aceasta va intra într-un circuit special și sunt sigur că vor veni foarte multe, nu vor trece pe aici oameni fără să vadă Muzeul Răzeșilor Găzași. Sper din toată inima. Iată, dragi prieteni, încă o dată televiziunea exclusivă va aduce în prim plan tot ceea ce este mai frumos din județul Bacău, pentru că ne-am propus o bună perioadă de timp să fim alături de dumneavoastră și, fiind băcăuan, normal, am spus, primul meu gând a fost de a promova ceea ce este mai valoros din punct de vedere cultural, istoric, de aici. Vă așteptăm să veniți la Muzeul Răzeșilor Găzar din... Ce pagină? Găsește Muzeul Răzeșilor Găzar. Da, Muzeul Răzeșilor pe Facebook. Muzeul Răzeșilor Găzar de pe Valea Tazdăului Sărat și îl găsește sigur. Și sunt și semne indicatoare, așa cum am văzut. Am ajuns foarte ușor, chiar dacă vii dinspre Moinești, că de fapt e chiar la intrarea în Moinești dacă vii dinspre Bacău, sau la ieșirea din Moinești dacă vii de la Onești. Este foarte ușor de găsit, așadar veniți. Pentru că, vă spun, așa cum mi s-a întâmplat și mie, o să vi se întâmple și dumneavoastră, veți vedea din nou lucrurile pe care poate unii le-am uitat, dar care aici vor rămâne permanent pentru a întregi istoria noastră românescă. Renumitul dr. Dumitrescu, care este patron, care are proprietatea sitului de la Ghindaru, cu ceramică de cucuteni, cunoscut în toată lumea și pictor el, și în momentul când a intrat în clădirea noastră, a zis, nu se poate, nu se poate așa ceva, ceea ce ați pățit de fapt și dumneavoastră. Nu se poate să existe într-un sat și toată lumea care vine se minunează, pentru că, într-adevăr, clădirea, grație oamenilor primăriei conduși de primarul cât de Ionică și ciobanul Costel, pe care i-am evocat și mai înainte, au reușit împreună cu toată echipa de la primărie, au reușit să facă clădirea. Și cu echipa noastră de la Fundația Urmașii Răzeșilor Găzar să adunăm obiecte. Ce să vă spunem, am rămas impresionat, este frumos aici, este un început foarte bun, poate și băiatul dumneavoastră, care am văzut că este pasionat de tot ceea ce a spus, de fapt a contribuit și el cu cât mai multe lucruri. Sunt convins că generațiile care vor veni își vor aduce aminte de această primă vizită a televiziunii noastre la Muzeul Răzeșilor Găzari. Și încă o dată trebuie să vă mulțumim, domnule profesor, din toată inima, pentru că ne-ați făcut viața mai frumoasă și am ieșit un pic din cotidianul acesta zbuciumat, agitat, electronizat, și ne-am adus aminte că până la urmă se trăia foarte bine și înainte, având pădurea prietenă, aceste lucruri făcute din lemn, din piatră, din țărâna noastră strămoșească. Multă sănătate, vă doresc putere de muncă, să mai scrieți cărți, să țineți aproape de acest muzeu și să-l îmbogățiți cu cât mai multe lucruri. El deja este un muzeu, din punctul meu de vedere, complet, dar sunt convins că veți aduce și alte lucruri noi pe parcursul timpului. Da, am povestit telespectatorilor despre cartea pe care am lansat-o chiar la deschiderea muzeului, Nume de persoane de pe Valea Tazdăului Sărat din cele mai vechi timpuri și până azi, și acolo sunt trecute și atestările și de școli, școlile noastre, spre exemplu. N-am avut timp să vorbim, dar școlile noastre au trecut 150 de ani și sărbătorim în fiecare an. Deci școli, deci oameni care au fost mândri, au fost gospodari, au călătorit în tot spațiul românesc, precum spuneam, și au adus ceea ce era bun și au împământenit aici și au dus mai departe elemente. De asemenea, fiindcă a spus despre carte, încă nu am lansat-o, o să o lansez la Salonul Internațional de Carte de la Chișinău, între 14 și 17 aprilie. O carte care mi-e foarte dragă, e ceva așa, nu mai e ca romanele mele și cărțile de istorie literară și de istorie pe care le-am făcut,
În plus, aștept să apară o carte de 1000 de pagini, în două volume, 500 de pagini, istoria vieții culturale și a muzeelor literare ieșene în ultimele decenii comuniste, care stă gata să-i se găsească finanțare. Și acum eu am publicat o carte, surpriză poate pentru mulți, Roa limbii dacilor.